Bună dimineața, stimați traderi! Mă numesc Iliev Mihai, sunt consultant financiar. Și astăzi, data de 28, vom face împreună Market Discussion. Ca de obicei, o să începem Market Discussion pentru ziua de astăzi cu analiza fundamentală. O să vedem din punct de vedere fundamental ce noutăți avem pentru ziua de astăzi și ce mișcări ne așteptăm în baza la noutățile date. După care vom face o analiză tehnică la toate cotațiile de bază. Ca să pot să încep Market Discussion pentru ziua de astăzi, am nevoie de o confirmare că se aude bine și se vede bine. Bună dimineața! Vom începe Market Discussion cu analiza fundamentală. Din punct de vedere fundamental, pentru ziua de astăzi avem două noutăți. Prima noutate se va publica la orele 16:30, se va publica în zona SUA, unde va fi discursul guvernatorului băncii centrale americane. Va fi discursul Jerome Powell. După care, la ora 17:30, se va publica extragerile de petrol. Ce ține de noutățile date? Dacă cineva are tranzacții deschise pe dolar american, vă recomand să vă asigurați tranzacțiile. Ce ține de analiza fundamentală? Dacă cineva din voi nu cunoașteți cum să analizați și cum să schideți tranzacțiile, analiza fundamentală, vă contactați manager. Ce ține din punct de vedere fundamental? Avem doar două noutăți care vă recomand să trageți atenția la ele. După care vom începe cu analiza tehnică la toate cotațiile de bază. Dacă cineva din voi are cotații suplimentare și doriți să facem o analiză, o specificați în comentariu. Începem cu cotația USDX. Observăm din punct de vedere tehnic, cotația USDX s-a tranzacționat în timeframe de H1 în tendință descendentă. Observăm că la momentul actual cotația USDX a străbătut nivelul de rezistență a tendinței descendente și la momentul actual se formează o nouă tendință ascendentă. De aceea, în continuare, pe cotația USDX, din punct de vedere tehnic, în timeframe de H1, continuare recomand să ne orientăm la întărirea dolarului american. Și anume, recomand în continuare să ne orientăm la pozițiile de buy pe USDX pe întărirea dolarului american doar în cazul când piața străbate în continuare nivelul 102.698. Și automat pozițiile de buy pe cotația USDX o să ne orientăm la nivelul 103.261. Ce ține pe devalorizarea dolarului american? La momentul actual, pe devalorizarea dolarului american, în continuare, nu recomand să orientăm la pozițiile de vânzare pe dolari. O să le recomand doar în cazul când piața va străbăte minimul ce se află la prețul 102.047. De aceea, în continuare, pe cotația USDX, recomand să orientăm pe întărirea dolarului american. Plus confirmarea aceasta, o așteptăm să străbate nivelul 102.698. Pe cotația EURUSD. Observăm cotația EURUSD din punct de vedere tehnic, avem format o tendință ascendentă. Unde tendința dată ascendentă a fost răbătută în partea de jos. De ce în continuare a fost răbătut nivelul de suport? În continuare pe cotația USDX, mă aștept ca să formez o altă tendință, o tendință descendentă. În timeframe de H1. De ce în continuare pe cotația USDX mă orientez la pozițiile de vânzare? Și anume, pozițiile de sell o să mă orientez în continuare pe cotația USD, pe cotația EURUSD până la nivelul 1.0899. Și în caz când se rebate nivelul 1.0899, o să mă orientez în continuare la pozițiile de vânzare. Vom folosi automat metoda adăugării până la nivelul 1.0809. Și în cazul de față avem un diapazon în jur de 90 de puncte. Ce ține pozițiile de buy pe cotația EURUSD? Pozițiile de buy la momentul actual nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul maxim ce se află la prețul 1.1011. Și pozițiile de buy o să le recomand să le țineți active până la nivelul 1.1081. De aceea, în continuare, pe cotația X, recomandarea este, orientăm la pe cotația EURUSD. Recomand când doar să ne orientăm la pozițiile de vânzare până la nivelul 1.0899. Și în caz să străbat nivelul dat, o să ne orientăm la pozițiile de sell până la nivelul 1.0809. Pe cotația GBP-USD. Observăm pe cotația GBP-USD, din punct de vedere tehnic, am avut format o tendință ascendentă. Doar că la momentul actual, tendința aceasta ascendentă a fost răbătut nivelul de suport.
Observăm din punct de vedere tehnic pe cotație GBP-USD, GBP-USD. Se formează o figură de suformat, o figură de incertitudine, triunghiul. Cum cunoaștem, după tranzacționare, după întriunghi, nu se recomandă. De ce? O să te orientăm în continuare la pozițiile de vânzare pe cotația GBP-USD, pe GBP-USD doar în cazul când piața va străbăte nivelul 1.2698. Și pozițiile de vânzare o să le recomand să le țineți active până la nivelul 1.2590. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 102 puncte. Ce ține pozițiile de buy? Pozițiile de buy le recomand pe cotația GBP-USD doar în cazul când piața va străbăte nivelul maxim ce se află la prețul 1.2752. Și pozițiile de buy o să le ținem active până la nivelul 1.2829. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 80 de puncte. De aceea, în continuare, pe cotat GBP-USD, așteptăm ca piața să străbată figura de incertitudine. Fie în partea sus, fie în partea de jos. Dacă străbate în partea de jos, străbate nivelul 1.2698, ne orientăm la pozițiile de vânzare. Dacă străbate nivelul maxim 1.2752, ne orientăm la pozițiile de buy până nivelul 1.2829. Ce ține de tranzacționarea după figură? Puteți plasați ordine în așteptare, buy stop și sell stop. Pe cotația USD CHF. Observăm din punct de vedere tehnic cotația USD CHF în timeframe mai îndelungate, cum ar fi weekly și monthly. Să observăm că cotația USD CHF se află la nivel minim istoric. De aceea, în continuare, pe cotația USD CHF o să mă orientez la pozițiile de buy până la nivelul 0.8991. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 57 de puncte. Dacă în caz străbat nivelul 0.8991, să mă orientez în continuare la pozițiile de buy până la nivelul 0.9035. Și automat vom folosi metoda adăugării. Și pozițiile de buy o să le ținem active până la nivelul 0.9035. Dacă vorbim de pozițiile de vânzare, pozițiile de vânzare la momentul actual nu le... Pozițiile de vânzare la momentul actual nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul 0.8907. Și pozițiile de sell o să le ținem active până la nivelul minim ce se află la prețul 0.8754. De aceea, în continuare, pe cotația USD CHF, recomand să orientăm la pozițiile de buy la nivelul 0.8991. Dacă va străbăte nivelul 0.8991, să ne orientăm la pozițiile de buy la nivelul 0.9035. Dacă vorbim pozițiile de sell, o să le deschidem doar în cazul. Vă recomand să le deschideți doar în cazul când străbate minimul ce se află la prețul 0.8907. Și o să țineți pozițiile de sell activ la nivelul 0.8754. Pe cotația NZD-USD. Observăm pe cotația NZD-USD. Din punct de vedere tehnic am avut format în time frame de H4 tendința ascendentă. Dacă observăm, tendința ascendentă a fost răbătută în partea de jos. Observăm în time frame de weekly, avem format o tendință pe perioada îndelungată, tendință descendentă. Ceea ce îmi spune e că pe cotația NZD-USD pe termen de lungat se orientăm doar la poziția de vânzare. Atât în time frame de D1, cât și time frame de H1 avem format și este format deja o tendință descendentă. La momentul actual, prețul ajunge la nivelul 0.6094. În continuare, aș recomanda, dacă în caz răbate nivelul 0.6094, o să mă orientez în continuare la pozițiile de vânzare. Și pozițiile de vânzare le văd active până la nivelul 0.6044. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 50 de puncte. Dacă vorbim pozițiile de buy, pozițiile de buy la momentul actual pe cotația NZD-USD nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când în time frame de H1 se va forma o tendință ascendentă. De aceea, în continuare, pe cotația NZD-USD, recomandarea este ne orientăm doar la pozițiile de sell, de vânzare. Și anume, pozițiile de vânzare le văd active până la nivelul 0.6044. Și în caz că străbat nivelul 0.6044, o să ne orientăm la pozițiile de sell până la nivelul 0.6000.
pe cotația AUD/USD. Observând din punct de vedere tehnic, pe cotația AUD/USD am avut format o tendință ascendentă. Doar tendința ascendentă deja a fost răbătută în partea de jos și la momentul actual avem format în time frame de H1 o tendință descendentă. Ceea ce îmi spune că în continuare pe cotația AUD/USD ne orientăm doar la pozițiile de vânzare. Dacă observăm din punct de vedere tehnic în time frame de weekly, la momentul actual la fel avem format o tendință descendentă. Deci, în continuare, cine are poziții de vânzare pe cotația AUD/USD, le recomand să le țineți active până la nivelul 0.65, 0.65, 88. Și în caz de față avem un diapazon jur de 60 de puncte. Dacă vorbim de pozițiile de buy, la momentul actual pozițiile de buy pe cotația AUD/USD nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul de rezistență a tendinței descendente și va forma o nouă tendință ascendentă. Doar în cazul dat o să ne orientăm la pozițiile de buy. De aceea, în continuare, pe cotația AUD/USD, recomandarea este ne orientăm la pozițiile de vânzare până la nivelul 0.65-88. Dacă în caz străbat nivelul 0.65-88, piața va continua impulsul său până la nivelul 0.65-54. Pe cotația USD CAD. Observăm pe cotația USDK, din punct de vedere tehnic, în time frame de D1 avem format o tendință ascendentă. Observăm că la momentul actual am avut format în time frame de H4 o tendință descendentă, dar tendința aceasta descendentă a fost răbătut nivelul de rezistență. Dacă observăm după indicatorul MACD, ceea ce îmi spune că piața s-a format o convergență. Și convergența dată observăm că de foarte mult timp s-a format. De ce îmi dă de înțeles convergența dată? Îmi dă de înțeles că piața este supravândută și eventual se așteaptă la o mișcare de buy. De ce în continuare observăm, dacă din punct de vedere tehnic, s-a bătut tendința descendentă. La momentul actual mă aștept în continuare ca cotația USD CAD să-și continue mișcarea de buy până la nivelul 1.3313. Și la momentul actual, în caz de față, avem un diapazon în jur de 80 de puncte. Dacă în caz răbate nivelul 1.3313, o să ne orientăm la pozițiile de buy la nivelul 1.3383. Și automat o să mai avem un diapazon în jur de 70 de puncte. Dacă vorbim de pozițiile de vânzare, pozițiile de vânzare pe cotația USDK, la momentul actual, nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când se va forma o altă tendință descendentă. De aceea, pe cotația USDK, în continuare, recomand să ne orientăm la pozițiile de buy până la nivelul 1.3313. Dacă în caz că străba nivelul 1.3313, ne orientăm la pozițiile de buy până la nivelul 1.3383. Pe cotația USD/JPY. Observăm din punct de vedere tehnic pe cotația USD/JPY, atât în time frame de H4, cât și în time frame de daily, avem format o tendință ascendentă. Ceea ce îmi dă de înțeles tendința ascendentă, că în continuare pe cotația USD/JPY ne orientăm doar la pozițiile de buy. În continuare pe cotația USD/JPY, cine nu are active poziții de buy, le recomand să le deschideți în caz când piața va străbăte nivelul 144.07. Și pozițiile de buy să le recomand să le țineți active până la nivelul 146.43. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 225 de puncte. Dacă ne orientăm la pozițiile de vânzare, la momentul actual pozițiile de vânzare pe termen de lungat nu le-aș recomanda pe cotația USD/JPY. Le-aș recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul de suport a tendinței ascendente și va forma o altă tendință descendentă, doar în cazul dat o să mă orientez la pozițiile de vânzare. De aceea, în continuare pe cotația USD/JPY, recomandarea este ne orientăm la pozițiile de buy. Și anume, cine nu are poziții de buy deschise, o să ne orientăm și o să le deschidem doar în cazul când piața străbat nivelul 144.07. Pe cotația NG. Observăm pe cotația NG din punct de vedere tehnic, în time frame de H1, avem format o tendință ascendentă. Ceea ce îmi dă de înțeles că în continuare pe cotația NG o să ne orientăm doar la pozițiile de buy. Și anume, pozițiile de buy le recomand să le cine are active, pozițiile de buy le recomand să le țineți deschise până la nivelul
3.006. Și în cazul de față avem un diapazon în jur de 170 de puncte. Dacă vorbim de pozițiile de vânzare, pozițiile de vânzare la momentul actual pe cotația NG nu le recomandă. Le voi recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul de suport a tendinței ascendente și nivelul orizontal ce se află la prețul, 2.788. Doar în cazul dat o să orientez la pozițiile de vânzare. De aceea, în continuare, pe cotația NG, vă recomand să orientăm doar la pozițiile de buy. Și pozițiile de buy le recomand să le țineți active pe la nivelul 3.006. Dacă observăm din punct de vedere tehnic, piața deja cotată în NG-ul străbătut nivelul 2.788, ceea ce dă înțeles că tinde până la următorul nivel ce se află la prețul de 3.006. Dacă vorbim de pozițiile de vânzare în actual, în general nu le-aș recomanda pe cotația NG. Pe cotația Brent. Observăm pe cotația Brent la momentul actual se tranzacționează de un timp de vreme, de pe 3 mai până la momentul actual, se tranzacționează cotația Brent într-o tendință orizontală. Deci, la momentul actual se află prețul la nivelul de suport. În continuare, pe cotația Brent, aș recomanda să ne orientăm la pozițiile de buy. Și în pozițiile de buy le recomand să le țineți active până la nivelul 75.11. Și în cazul de față avem un diapazon în jur de 240 de puncte. Dacă în caz că v-ați răbăte nivelul 75.11, o să ne orientăm la pozițiile de buy până la nivelul 76.69. Dacă vorbim pozițiile de vânzare, pozițiile de vânzare la momentul actual pe cotația Brent nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul 71.44. Doar în cazul acesta să orientez la pozițiile de vânzare. De aceea, în continuare, pe cotația Brent recomand să ne orientăm doar la pozițiile de buy. Și anume, pozițiile de buy le recomand să le țineți active până la nivelul 75.11. Pe cotația VTI. Observăm din punct de vedere tehnic, cotația VTI are aceeași situație ca și cotația Brent. Observăm că e format o tendință orizontală. Ceea ce la momentul actual prețul se află la nivelul de suport a tendinței orizontale. La momentul actual aș recomanda să ne orientăm pe cotația VTI doar la pozițiile de buy. Și anume, pozițiile de buy să le recomand să le țineți active până la nivelul 70.76. Și observăm până la nivelul 70.76, este un diapazon în jur de 280 puncte. Dacă vorbim din punct de vedere tehnic, la pozițiile de vânzare, la momentul actual pozițiile de vânzare nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul 66.69. Doar în cazul acesta o să mă orientez la pozițiile de vânzare. De aceea, pentru ziua de astăzi, pe cotația VTI și Brent, ne orientăm doar la pozițiile de buy. Pe cotația Gold. Observăm din punct de vedere tehnic, Gold se tranzacționează la momentul actual în tendință descendentă în time frame de H4. Ceea ce dă de înțeles că în continuare pe cotația Gold o să orientez doar la pozițiile de buy. Și recomand în continuare să orientăm la deschiderea pozițiilor de buy doar în cazul când cotația dată va străbăte nivelul 1900. O să orientez la pozițiile de vânzare până la nivelul 1873. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 3500 de puncte. Dacă ne orientăm la pozițiile de buy pe cotația Gold, la momentul actual pozițiile de buy nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când piața va străbăte nivelul de rezistență a tendinței descendente și va forma o altă tendință ascendentă. Doar în cazul dat o să ne orientăm la pozițiile de buy. De aceea, în continuare pe cotația Gold, ne așteptăm în continuare la pozițiile de vânzare până la nivelul 1873. Și recomand pozițiile de vânzare să le deschideți doar în cazul când avem o confirmare că străbat nivelul 1900. Ce ține cu analiza tehnică la toate cotațiile de bază? Am finisat. Dacă cineva din voi are cotații suplimentare și ați făcut o analiză și doriți acum să facem o analiză suplimentară, o specificați în comentarii. Bună dimineața! O analiză pe cotații EuroCAD.
Dacă observăm la momentul actual, Eurocast se tranzacționează în mare parte între două nivele, în time frame de H4, între nivelul 1.4476 și nivelul 1.4300. Ce aș face în continuare pe cotația Eurocard? Dacă aș avea pozițiile de buy active în piață, aș verifica cum piața reacționează la nivelul dat, la nivelul 1.4477. Dacă în caz că m-aș orienta în continuare la deschideri pozițiilor pe cotația Eurocard, m-aș orienta la pozițiile de vânzare și anume pozițiile de vânzare m-aș orienta doar în cazul când piața se respinge de nivelul 1.4476. Se respinge plus avem o confirmare după combinație de lumânări. Doar în cazul dat o să mă orientez la pozițiile de vânzare. Și pozițiile de vânzare să le lăs active până la nivelul minim ce se află la prețul 1.43. Dacă mă orientez în continuare la pozițiile de buy, le-aș recomanda să le deschideți doar în cazul când piața va străbăte nivelul 1.4476 și avem confirmare că o străbătă nivelul dat. De aceea, în continuare, pe cotație Eurocard, m-aș orienta la pozițiile deschiderea pozițiilor de vânzare doar în cazul când piața va respinge din nivelul 1.4477. Și pozițiile de sell să le recomand să le țineți active până la nivelul 1.4300. Dacă aveți pozițiile de buy și doriți să mai adăugați pozițiile de buy doar în cazul când piața străbate nivelul 1.4477. Bună ziua! O analiză pe cotație EURJPY. Dacă observăm din punct de vedere tehnic, toate cotațiile ce ținem cu EURJPY la momentul actual se mișcă toate în tendință ascendentă. Dacă observăm în continuare pe cotația EURUSD, eu s-a bătut maxim istoric și tinde la nou maxim. La momentul actual se află la un nivel puternic, la nivelul 157.91. Ce aș face în continuare? Dacă aș avea pozițiile de buy, că observăm din punct de vedere tehnic, atât în H1, cu observăm din punct de vedere tine, atât în H1 cât și în H4 avem format o tendință ascendentă. Ceea ce îmi dă de înțeles că pe termen de lungat, pe cotația, EURJPY ne orientăm doar la pozițiile de buy. Și m-aș orienta în continuare pe cotația EURJPY. Observăm la momentul actual se formează pe cotația dată o divergență. Cum aș reacționa la divergența dată? Dacă în caz se respinge de nivelul 157.91 sunt lumânări de sălă închise, atunci o să mă orientez ca să formez divergența dată să lucreze până la nivelul 151.23. Și în cazul dat presupune deschiderea tranzacției pe corecții până la nivelul 151.23. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 600 de puncte. Dar în continuare observăm că avem format o tendință ascendentă și în continuare m-aș orienta pe cotații EURJPY la pozițiile de buy. Și anume, dacă n-am pozițiile de buy deschise pe EURJPY, aș recomanda să le deschidem doar în cazul când piața străbate nivelul 157.91. Plus avem confirmare după combinație de lumânări străbătut nivelul dat. De aceea, în continuare, pe cotație EURJPY, m-aș orienta. Dacă aveți poziții de buy deja deschise, observați și așteptați cum piața va reacționa la nivelul 157.91. Dacă străbat nivelul 157.91, străbat în parte de sus, în continuare ne așteptăm ca piața să ajungă la nivelul 161.28. Dacă de ce se întâmplă deja respingere de nivelul 157.91 și avem confirmare de lumânări, atunci va face o corecție până la nivelul 151.23. Bună ziua! O analiză pe cotația USD mexican. Dacă observăm din punct de vedere tehnic, pe cotația USD mexican se tranzacționează la momentul actual în tendință descendentă.
Ceea ce îmi spune că, în continuare, pe cotația dată, o să mă orientez doar la pozițiile de vânzare. Și m-aș orienta în continuare pe cotația 100X. M-aș orienta la deschiderea pozițiilor de vânzare, doar în cazul când va străbăte nivelul 7.0663. Și pozițiile de vânzare o să le recomand să le țineți active. Să le țineți active până la nivelul 16.4543. Și în caz de față avem un diapazon în jur de 6.000 de puncte. De aceea, în continuare, pe cotația 100 mexican, m-aș orienta la pozițiile de vânzare doar în cazul când piața va străbăte nivelul minim 7.0663. Și aș mă orientez la pozițiile de sell până la nivelul 16.4543. Dacă m-aș orienta la pozițiile de buy, la momentul actual, în punct de vedere tehnic, pozițiile de buy nu le recomand. Din ce motiv? Nu avem formatul tendința ascendentă. O să recomand pozițiile de buy doar în cazul când pe cotația USD mexican va forma o tendință ascendentă. Doar atunci o să orientăm la pozițiile de buy. De aceea, în continuare, pe cotația USD mexican, recomand să ne orientăm doar la pozițiile de vânzare. Și anume, cine nu are deschise poziții de sell, recomand să le deschideți în caz când piața va străbăte nivelul 17.0663. Și o să ținem pozițiile active până la nivelul 16.4543. Bună ziua, o analiză pe cotație euro, AUD. Dacă observăm din punct de vedere tehnic, în time frame de H, de D1 pe cotație euro, AUD, avem format o tendință ascendentă. Observăm că la momentul actual cotația euro AUD reacționează la nivelul 1.6489. Ce aș face în continuare? Dacă în caz se închide lumânarea dată deasupra la nivel, m-aș orienta în continuare la pozițiile de buy până la nivelul 1.6720. Și observăm atât din punct de vedere și în H1 și în daily avem format o tendință ascendentă. Ceea ce îmi spune că pe cotația euro AUD să orientăm doar la pozițiile de buy pe termen de lungat. De aceea, în continuare, m-aș aștepta, sunt două mintice, m-aș aștepta că el să facă o mică corecție până la nivelul 1.6376. Dacă se respinge nivelul 1.6377, să ne orientăm la pozițiile de buy până la nivelul 1.6720. Și în caz de față, avem un diapazon în jur de 200 ceva de puncte. Dacă vorbim de pozițiile de vânzare, pozițiile de vânzare pe cotații EURUD la momentul actual nu le recomand. Le voi recomanda doar în cazul când piața voastră va trece nivelul de suport a tendinței ascendente. De aceea, în continuare pe cotații EURUD, ne așteptăm astăzi ca să fac o mică corecție până la nivelul 1.6377 zona dată. Dacă se respinge de nivelul dat, o să ne orientăm din nou la pozițiile de buy. Pozițiile de buy o să le ținem active până la nivelul 1.6720. Ce ține cu market discussion? Vă aduc la recunoștință că astăzi avem două, din punct de vedere fundamental, avem două analize, două noutăți. Va fi noutat la ora 16.30 pe cotația pe USDX, va fi discursul Jerome Powell. După care, la ora 17.30, se va publica extragerile de petrol. De aceea, fiți atenți cu noutățile date care se va publica astăzi. Pentru ziua de azi vă recomand să faceți analiza toate cotațiile care s-au făcut la Market Discussion și doar în caz că sunteți de aceeași viziune, deschideți tranzacții. Vă doresc pentru ziua de astăzi o zi cât mai frumoasă și cât mai multe profituri. Vă doresc baftă la toți!